Peste 150 de liberali din întreaga țară s-au reunit sâmbătă la cea mai importantă școală politică dedicată tinerilor din Partidul Național Liberal. Sacrificiul de ieri, libertatea de azi, demnitatea de mâine. Aceasta a fost tema principală a celei de-a 15-a ediții a Școlii Memoriale Gheorghe Ibrătianu, organizată de TNL Maramureș și desfășurată în Sighetul Marmației, un loc reprezentativ pentru democrație și pentru lupta pentru libertate. Astăzi suntem aici nu doar pentru a schimba idei, ci pentru a schimba lumea în care trăim. Spun acest lucru fiindcă îmi doresc ca, după ce plecați de la Sighetul Marmației, să conștientizați faptul că traiul într-o democrație nu este un drept permanent, ci o cucerire constantă. Cu acest gând în minte, am intitulat cea de a 15-a ediție a Școlii Memoriale Gheorghe Ibrătianu, Sacrificiul de ieri, libertatea de astăzi și demnitatea de mâine. În ceea ce privește sacrificiul de ieri, vreau să vedeți memorialul victimelor comunismului și a rezistenței de la Sighetul Marmației ca pe un loc în care personalități precum Dinu și Gheorghe Brătianu, Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, dar și Perceanu Mihail, unul din oamenii mai puțin cunoscuți, dar foarte importanți pentru organizația de tineret, fiindcă Perceanu Mihail este unul din fondatorii Tineretului Național Liberal. Un om care a fost închis aici la Sighet. Vreau să fiți conștienți că datorită oamenilor ca ei, ca cei 67 de generali, 67 de miniștri, 30 de oameni de știință, 13 episcopi și mulți oameni care au hotărât să lupte până la capăt, să sacrifice libertatea și de cele mai multe ori viața, trăim astăzi într-o țară democratică. Și acest lucru nu este un lucru mic, fiindcă astăzi, 12 octombrie 2024, 71% din populația globului trăiește în țări autocratice. De aceea, vreau să facem legătura între sacrificiul de ieri și libertatea de astăzi și am să vă invit pe fiecare dintre voi să vă uitați pe scaune, unde veți avea câteva cartoline care reprezintă viața oamenilor care au reprezentat mult pentru România democratică și din acador lecții de viață putem învăța. Sunt oameni pentru care liberalismul nu a fost doar un ideal, a fost un mod de viață. Vreau să vă imaginați că fiecare dintre voi ați fi putut trece prin aceleași experiențe nefaste și cumplite dacă astăzi nu ați fi trăit într-o țară democratică. Din păcate, cred eu, tindem să luăm democrația ca atare. Și vreau să fim conștienți că chiar dacă acest lucru îl privim ca o normalitate în momentul acesta, dictatura nu se naște peste noapte, ea crește încet și se hrănește din frică, dezminare și manipulare. Emoție și de multe ori o emoție creată artificială. De aceea, vreau să plecăm de la Sighetul Marmației cu gândul că vom lupta cu mai multă târzenie pentru protejarea valorilor democratice și pentru protejarea demnității umane. Demnitate care aici la Sighet a fost călcată în picioare. Vreau să vă spun că aceasta nu este o simplă problemă pentru mine, este o chemare la acțiune. De aceea vă invit să luptați pentru demnitatea de mâine și pentru valorile liberale. Din discursul domnului președinte se poate constata un lucru foarte important. Comuniștii nu întâmplător au ales locul acestei pușcării abjecte, în Sighetul Marmației, pentru că era un tărâm și este un tărâm al oamenilor cu foarte multă demnitate. Iar comuniștii au urât libertatea și demnitatea maramureșenilor. Și au încercat să ne înfrângă spiritul nostru prin această pușcărie. Dar n-au reușit să facă acest lucru pentru că am rămas în continuare puternici, demni și liberi. Maramureșeni, români, care avem simțul patriotic în sânge, face parte din ADN-ul nostru, și dacă am rezistat mii de ani să ne păstrăm tradițiile, și o să vedeți acest lucru, cei care nu cunosc încă Maramureșul, o să simțiți unicitatea acestui tărâm. În altă ordine de idei, m-am gândit, mă gândeam ce să vă spun.
Vreau să vă spun un singur lucru, că sunt construcția Tineretului Național Liberal. Sunt de 25 de ani în Partidul Național Liberal, am debutat în 2000 ca și membru la TNL, am fost președinte TNL la Baia Mare și m-am construit în această echipă a voastră. De aceea zic că această echipă este cea mai valoroasă și cea mai puternică resursă a Partidului Național Liberal. Motiv pentru care vă spun că sunt alături de dumneavoastră, sunt alături de voi și voi fi întotdeauna lângă TNL. Vă urez ședere plăcută în Maramureș. Îmi cer scuze, mă retrag pentru că voi pleca înapoi în Ucraina să ne continuăm activitățile Comisiei Juridice a Senatului împreună cu cei din Rada Supremă a Ucrainei și să atingem niște elemente comune pentru că trebuie să ajutăm și pe cei din Moldova, din Republica Moldova și pe cei din Ucraina să se integreze în structurile europene. Iar un capitol deschis recent și pentru Moldova și pentru Ucraina este capitolul justiției, unde noi, România, suntem deja un exemplu pozitiv. Dacă am fost zeci de ani un exemplu negativ, acum suntem un exemplu pozitiv pe tot ce înseamnă legislație aferentă administrării actului de justiție, aferentă organizării justiției în România, dar data trecută, anul trecut, am povestit la îndemnul mare și despre legislația în ceea ce privește combaterea traficului de droguri, unde suntem cei mai puternici, traficul de persoane, unde suntem cei mai bine văzuți, violența domestică, unde de asemenea am luptat foarte mult și în Senat și în Camera Deputaților am modificat legile astfel încât România să fie element de bază, model pentru statele europene. Și aceste lucruri se realizează prin participarea noastră a liberalilor la actul legislativ, la actul de guvernare. Școala politică a Tineretului Național Liberal este unul dintre cele mai mari evenimente politice dedicat tinerilor din România și totodată este principalul eveniment de interacțiune și dezvoltare în plan personal, profesional și politic pentru tinerii liberali. Anul ăsta este anul în care dăm test, dăm examen. Și nu trebuie să-l picăm. Pentru că dacă îl picăm, spunea Duhul și fără să vorbim de cei 10 ani de întuneric. Vor fi 10 ani grei, vor fi 10 ani grei nu pentru Partidul Național Liberal, vor fi 10 ani grei pentru România și pentru români. Pentru că nu este suficient să fie cald și bine la voi acasă, la voi în apartament sau la voi în casă. Nu este suficient să fie la voi pe stradă. La voi în oraș, că aveți un primar gospodar liberal care și-a făcut treaba. Dacă în România este rău și dacă lăsăm PSD-ul la putere și la putoane, cum le plac unul să spune, va fi rău pentru România. Și nu o spun eu, o spune istoria și o spune realitatea. Nu trebuie să lăsăm PSD-ul la guvernare. Și avem cu ce să venim în fața românilor. Chiar dacă v-au amăgit, ne-au mințit, au încercat și ne-au atacat pe toate părțile, au făcut acest lucru pentru că știam că avem cel mai bun candidat. Ce om mai bun să fie președintele României decât un om care a fost în teatre de operațiuni. A fost generalul care a condus armata română prima dată la o confruntare cu foc deschis după cel de-al doilea război mondial. Ce om mai bun ca singur om în afară de regele Mihai medaliat de Statele Unite ale Americii pentru merite deosebite. Ce om mai bun ca un șef de promoție, comparându-l cu toți ceilalți, să poată să fie în fruntea României. Acesta este Nicolae Ciucă. Pentru asta trebuie să luptăm. Pentru a pune un om de asemenea valoare în fruntea României. Și nu un covrigar. Dragi prieteni liberali, nu vă dați seama cât de importante sunt aceste zile pentru viitorul vostru și a României. Avem aceste zile la dispoziție în care să ieșim din zona noastră de confort. Să ieșim din, lasă că merge și așa, lasă că o să se întâmple ceva, nu. Dacă nu înțelegem că fiecare dintre noi, prin efortul pe care îl vom face în aceste aproape 2 luni de zile, vom influența soarta României și a românilor, atunci nu avem ce căuta aici. Atunci,
ceea ce veți vedea în Memorialul Durerii, la Cimitirul Suracilor, nu are niciun sens pentru voi. Dacă nu înțelegeți că în această țară este și bine și rău și este vorba de o fracțiune de secundă, de neatenția celor buni pentru ca cei răi să conducă, atunci, încă o dată, nu avem ce căuta aici și ediția 16-a nu are să se întâmple. Vă spunea colegul nostru, fost președinte al Tineretului Național Liberal, Gabriel Ștețco, că au fost 18 tineri primii deținuți. Am avut onoarea și privilegiul să-i auzim pe 3 dintre ei la primele ediții și să înghețe sala când oamenii au spuneau de ce au fost arestați și de ce au ajuns la închisoarea de la Sighet. Știți de ce? Pentru că au făcut glume, la liceu despre ocupantul sovietic. Pur și simplu, niște glume nevinovate. I-a costat ani de pușcărie. De asta vă spun că nu este suficient să vă fie cald și bine la voi în casă, atât timp cât pe stradă, în oraș și în țară, este dezastru. Haideți să punem numărul ca România să continue pe calea democratică și să avem o țară cu care să ne mândrim și pe care să o putem să o ducem mai departe către Europa și către NATO. Apreciez că păstrați tradiția și an de an organizați aici la Sighetul Marmației această școală politică, eveniment care uite ce repede au trecut ani, a ajuns la a 15-a ediție. Eu aș spune că este un eveniment manifest pentru toți cei care simt, gândesc și acționează în spiritul liberalismului. De aceea mă bucur să fiu prezent aici, pentru că, așa cum am încercat de fiecare dată, voi încerca și astăzi să vă transmit câteva gânduri, ținând cont de perioada pe care o traversăm și ceea ce urmează să se întâmple pe scena politică. Dacă ne uităm în jur la ceea ce se întâmplă astăzi în România, și în special pe scena politică, cum spuneam, vedem cât de important este să facem apel la memoria înaintașilor noștri liberali și să învățăm din lecțiile trecutului. Au fost invocate aici de foarte mulți colegi vorbitori. Cred că este important să facem și să învățăm din lecțiile trecutului fiecare, și nu doar noi cei care suntem aici, noi avem obligația să mergem fiecare în filialele noastre și să vorbim cu colegii noștri despre ceea ce am învățat aici. De fapt, eu cred că traversăm o perioadă în care, poate mai mult ca oricând, este important să invocăm și să evocăm personalități de referință ale liberalismului în România. Cu toate că nu au ocupat funcții politice de prim plan, și voi știți cu toți acest lucru, cea mai importantă lecție pe care ne-a lăsat-o drept mărturie Gheorghe Brătianu este una ce ține de valori și de curajul de a ne susține neînfricat. Ca majoritatea celor din primul rând, poate și din sală, fac politică de peste 20 de ani, imediat 25 de ani, și cu greu îmi amintesc de vreo perioadă din istoria recentă în care să se fi vorbit atât de puțin despre aceste lucruri. De aceea aș vrea să insist asupra acestui aspect. Pentru că, mai ales în politică, a avea repere autentice și a le proteja în fața adversarilor nu este o simplă calitate, ci o virtute în sine. Iar Gheorghe Brătianu este un reper în această privință, pentru că nu a renunțat niciodată la crezul său, chiar și atunci când acest lucru a însemnat persecuție și sacrificiu personal. Eu mă bazez pe implicarea voastră, pe energia și pe ideile voastre. Sunteți
cred eu și numai eu, cei mai buni ambasadori ai liberalismului în comunitățile voastre de tineri. Cine ar putea să facă o campanie mai bună decât voi în aceste comunități de tineri? Și efectul nu poate fi decât unul multiplicator prin implicarea voastră în această campanie. Vreau să conștientizați încă o dată miza electorală acestui an, iar efortul trebuie să fie pe măsură. Mă aflu în fața dumneavoastră după un eșec, nu după o victorie. Un lucru cât se poate de serios. Și cred că atunci când ai un eșec, înveți mult mai multe lucruri decât atunci când ai o victorie. Eu am înregistrat multe victorii de-a lungul timpului, dar iată că am înregistrat și un eșec. Chiar dacă nu am candidat pentru președinția Consiliului Județean, cum s-a așteptat toată lumea, pentru că am considerat că planul de dezvoltare a județului Maramureș, obiectivele de investiții pe care le-am adus în atenția maramureșenilor și pe care le-am dezvoltat în această perioadă, fondurile europene pe care le-am atras în această perioadă și drumul pe care am pus județul Maramureș, este deja ireversibil. Am considerat că e necesar să îmi pun amprenta și în municipiul reședință de județ. Iată că n-am reușit să câștig și primăria municipiului reședință de județ după ce am câștigat în 2020 Consiliul Județean Maramureș. Dar am învățat foarte multe lucruri din acest eșec de etapă. Și dacă ar fi să reiau lucrurile de la început, și să candidez din nou la președinția Consiliului Județean Maramureș, pentru că foarte mulți m-au acuzat în această perioadă. De-aia e foarte ușor să te joci cu realitatea. E foarte ușor să deformezi realitatea. E foarte ușor să arăți acolo unde să arăți cu degetul acolo unde poate nu s-a realizat cât a trebuit. E foarte ușor să arunci cu noroi, e foarte greu să construiești. Și dacă ar fi să o reau de la capăt, să-mi reau mandatul de președinte al Consiliului Județean din prima secundă, din 2020, aș face la fel. Aș munci pentru fiecare proiect de dezvoltare a județului Maramureș pentru care am muncit în acest mandat. Aș construi din nou același plan de dezvoltare în care eu cred. Pentru că idealul meu, de când am intrat în politică, a fost să-mi pun amprenta pe comunitate, să-mi pun amprenta în comunitate și pentru a aduce acel plus, atât cât am putut și cât pot eu pentru comunitatea care m-a crescut, care m-a format și care mi-a oferit atât de multe lucruri. De aceea, cred că fiecare dintre noi trebuie să aibă un ideal. Trebuie să aibă obiective și să le urmărească în interesul cetățenilor. Politica nu este doar despre un partid, politica nu este doar despre mine ca individ, ci este despre noi toți, despre cei care formăm comunitatea, despre cei care formăm această țară. Iar această țară nu este formată doar din lucruri materiale, ci în special de oamenii care o populează. Și aceea suntem noi toți. Și pentru asta trebuie să fim recunoscători. Ca o tradiție în cadrul școlii politice Gheorghe Ibrăteanu, după deschiderea oficială, liberalii au mers la memorial și la cimitirul săracilor, unde au depus o coroană de flori și au rostit o rugăciune pentru toți cei care au plătit cu prețul vieții dorința lor de libertate.